Tiberiu Trotea, directorul Complexului Energetic Rovinari, a cerut președintelui Consiliului Județean să vină cu soluții concrete, nu să denigreze activitatea din minerit și energie. Din păcate, de fiecare dată și nu înțeleg această atitudine, în loc să sprijiniți într-o situație dificilă activitatea din Gorj, inventați o serie de lucruri, fie din rea credință, fie dintr-o proastă informare, fel și fel de lucruri care le treceți în revistă fără a avea un temei legal. Intervenția domnului Trotea, pe bună dreptate, viabilă din punctul dânsului de vedere, deoarece se desfășoară activitatea sub tutela clară a Ministerului Economiei, uită și neglijează ca slujbași care trebuie să-și facă datoria de ceea ce trebuie să lăsăm pentru județul Gorj. Directorul Cerovinarii l-a sfătuit pe Călinoiu să nu mai arunce cu noroi în sistemul minier și crede că înainte de a vedea paiul din ochiul celuilalt, Călinoiu ar trebui să vadă bârna din ochii săi. Aș vrea să nu aibă cineva impresia că spun acestea doar din punct de vedere politic, dar aș vrea să vă spun că mă simt pur și simplu deranjat de modul cum puneți aceste probleme, pentru că de multe ori am avut discuții pe aceste teme și eu cred că am răspuns de fiecare dată obiectiv, profesional, fără a discuta de culori politice. Acest scandal vine după ce Ion Călinoiu a criticat pe blogul său activitatea din minerit și energie.